În acest episod doresc să vorbim despre închinarea în teologia paulină. Apostolul Pavel, în particular, este cunoscut ca unul din cei mai prolifici scriitori ai Noului Testament. Pe lângă apostolii Ioan și Petru, ale căror epistole au o greutate deosebită în Noul Testament, Dumnezeu a făcut cunoscută Evanghelia sa într-o mare parte din Imperiul Roman, la Asia Mică, Grecia, Macedonia, Spania, Italia, prin Pavel. Acest apostol plin de energie și mereu gata de misiune. Epistolele pauline ne ajută să identificăm și să înțelegem două perspective de închinare înaintea Dumnezeului triunic. Una ca mod de viață, da, a creștinului, și cealaltă ca exprimare corporativă a creștinilor în biserică. La un studiu atent al epistolelor pauline vom observa lipsa unor definiții formale ale închinării. Tony Costa scrie despre aceste observații într-una dintre cărțile sale și acesta spune: referințele la închinare din scrisorile pauline sunt mai degrabă împrăștiate, uneori fragmentar. Cu toate acestea, referințele despre închinare pe care apostolul Pavel le furnizează delimitează clar două concepte ale închinării, care pot fi diferențiate prin închinarea ca mod de viață și închinarea corporativă. În epistola sa către Romani, în capitolul 12, apostolul Pavel scrie: vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Da, pare a fi o bună definiție a închinării, da, ca mod de viață. Această descriere a închinării este, zic eu, un rezumat, o concluzie, o nevieste trăită în totalitate în voia lui Dumnezeu. Deși apostolul Pavel nu este deloc specific cu privire la conceptul de închinare corporativă, totuși el descrie ca și prioritate închinarea în mijlocul adunării poporului lui Dumnezeu. În Cartea Faptelor este scris: în ziua din tâi a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. La Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. A trei mențiuni din corpusul paulin dau imaginea bisericii ca un trup cu mai mulți membri. Dar Romani, în capitolul 12, de la 4 la 8, 1 Corinteni, tot capitolul 12, însă de la 12 la 31, și Efeseni, capitolul 4. Dar aceste pasaje sublinează unitatea bisericii, au un trup și funcționarea printr-un singur duh. În același timp, apostolul Pavel sublinează diversitatea bisericii. Nu toți membrii au aceeași slujbă. Fiecare dintre aceste pasaje evidențiază natura închinării corporative. În epistola apostolului Pavel către Romani, el scrie: iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, dar în cinste fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. În pasajul din 1 Corinteni, acolo se concentrează de asemenea pe motivația iubirii, da? Capitolul 13, în închinarea corporativă, și evidențiază folosirea darurilor primite pentru binele comun. De ce? Pentru ca biserica să fie zidită. Dar închinarea nou testamentară era concentrată pe spiritul comunitar. Fiecare participant la închinare avea un rol esențial. Metaforele prin care este descrisă biserica în epistolele apostolului Pavel chiar dovedesc spiritul comunitar al acesteia. De exemplu, biserica este asemănată cu o clădire, da, formată din pietre vii. Este asemănată cu trupul al cărui cap este Hristos, iar persoanele din care este formată sunt membri ale trupului. Închinarea, deci, trebuie experimentată în contextul comunității creștinilor care se adună împreună pentru a se întâlni cu Dumnezeu. De asemenea, în Efeseni, capitolul 4,
în versetul 16, acolo vedem scopul închinării corporative. Din el, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei, și se zidește în dragoste. Ceea ce se poate deduce din modul în care Pavel construiește aceste trei pasaje este că evenimentul de închinare corporativă trebuie să curgă într-o închinare, sau mai bine zis, dintr-o închinare ca mod de viață. Dar în capitolul 12 din Epistola către Romani, Pavel trece succint de la închinarea ca mod de viață, dar din primele două versete, la închinarea corporativă, în versetele de la 3 până la 20. În 1 Corinteni, Pavel încheie capitolul 10 cu expresii de închinare, cum ar fi: faceți totul spre slava lui Dumnezeu și fiți imitatori ai lui Hristos. Da, la instrucțiuni foarte specifice despre închinarea corporativă, capitolele de la 11 până 14, dar începând cu acoperirea capului și cina Domnului în capitolul 11. Iar în Efeseni, Apostolul Pavel începe capitolul 4 chemând închinătorii să se poarte într-un chip vrenic de chemare. Da, și de asemenea, el descrie darurile și slujirea care are loc în închinarea corporativă. Rugăciunea și lauda ar trebui să caracterizeze trăirea creștină în orice circumstanță. Și trebuie așadar să se afle în centrul comuniunii cu Dumnezeu, experimentate pe plan comunitar. De asemenea, vreau să privim și în Cartea Evrei, la modul în care aceasta ne vorbește despre închinare. Dar Cartea Evrei poate fi, pe bună dreptate, cred că cel mai bun material pentru închinarea nouă testamentală. În primul rând, trebuie spus că accentul teologic major al cărții este unul cristologic. Superioritatea lui Hristos față de toți cei ce au avut vreun rol în conducerea poporului în închinare ne este prezentată mai convingător ca în orice altă parte a Scripturii. Hristos, așadar, este mai mare decât profeții. După cum spune David Peterson, autorul acestei cărți prea toate categoriile importante ale închinării din Vechiul Testament, adică sanctuarul, jertfa, altarul, preoția și legământul, și le raportează la persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Hristos devine singurul prin care Dumnezeu vorbește la sfârșitul zilelor. Și mai mult decât atât, El este oglindirea și întipărirea ființei Tatălui. Hristos Iisus ne este prezentat mai mare decât îngerii. De asemenea, Hristos este prezentat ca fiind mai mare decât Moise. Dar Hristos este marele preot, mai mare decât Aaron. El este preotul care a intrat în locul preasfânt chiar cu sângele său. De aceea poate să mântuiască în chip desăvârșit și de aceea preoția lui nu are sfârșit. În Cartea Evrei, și nu numai, lucrarea lui Hristos, trecută, prezentă și viitoare, este prezentată mai amplu decât în oricare din sursele de mai sus, ca fiind singura bază de pe care ne putem relaționa la Dumnezeu și prin care putem să-i aducem o închinare acceptabilă. Acesta este adevărul, pur și simplu.